Ce este deviația de sept? Cum o recunoaștem? Ce simptome prezintă? Deviația de sept reprezintă o problemă nazală care se manifestă prin obstrucția nasului, prin o proastă respirație pe nas. În esență, este vorba despre peretele median al nasului, de pe mijlocul nasului, care împarte nasul în cele două fose nazale. Când acest perete își părăsește linia mediană și se află lateral de aceasta, într-o parte sau cealaltă, vorbim despre o deviație de sept nasal. Acest lucru se traduce prin îngustarea unuia dintre culoarele nazale și, evident, prin culoarul respectiv va trece mai puțin aer. Este o patologie cu care te naști sau mai degrabă traumatism? Există, în general, este o patologie de tip traumatic, apare ca urmare a unei lovituri. Această lovitură poate apărea odată cu primele clipe de viață, prin trecerea capului fătului, prin filiera pelvină, în cazul unei nașteri naturale. Și pur și simplu, locul fiind strâmt, copilul se va alege cu o modificare a septului nazal, care ulterior crește strâmb. Dar, în general, este urmarea unui traumatism de orice fel, poate fi în copilărie un traumatism de care efectiv nu ne aducem aminte, care ulterior se traduce în această apariție a deviației de sept. Există persoane care moștenesc această deviație de sept. Se întâmplă rar, dar există. Sunt familii în care forma nasului se transmite din generație în generație și e vorba nu doar de partea lui exterioară și de anatomia lui interioară. Ca tratament există altceva în afară de operație? Fiind vorba despre obstrucție mecanică, deci e vorba de ceva strâmb acolo. În esență, nu se poate rezolva prin metode altele decât cele chirurgicale. Eu le și spun la pacienți că nu s-au inventat nici pilule, nici picături care să îndrepte ceva strâmb. E ca la mașină. Dacă i-ai lovit aripa, nu poți să o dai cu vopsea și să se îndrepte. Dacă rămâne netratat, nerezolvat, ce riscuri sunt? În esență, deviația de sept, în măsura în care nu este foarte importantă, se traduce doar printr-o obstrucție nazală, o scădere a cantității aerului care trece prin nas. Și asta se traduce, de fapt, printr-o un disconfort al pacientului. Deci nu este o chestiune să ne amenințe viața. În schimb, e vorba despre calitatea acestei vieți. Sunt oameni care pur și simplu s-au obișnuit să respire nu foarte bine pe nas și sunt mulțumiți așa cu problema asta. Dar eu le explic pacienților că problemele lor n-or să fie până în 30-40 de ani. Vor fi după aceea, undeva spre 50-60 de ani, această deviație de sept le va produce probleme. Aceste probleme se pot traduce prin infecții locale sau pur și simplu printr-o scurgere permanentă a unor secreții în posterior, în rinofaringe, cu un disconfort grozav, cu permanent nevoia de a-ți curăța gâtul, hemaj se numește, și cu diverse manifestări de genul imposibilitate de a dormi noaptea culcat și sculări frecvente în timpul somnului, oboseală dimineața, sfărăit, multe altele. Operația în ce constă? Cam cât durează? Cum trebuie să se pregătească pacienții pentru ea? Intervenția chirurgicală, în esență, astăzi este o intervenție de rutină, în condițiile în care lucrurile sunt făcute ca la carte. Și necesită, evident, niște analize preoperator.
În esență, operația durează aproximativ o oră cu totul. Se poate face cu anestezie locală sau anestezie generală, în funcție și de preferințele pacientului și de multe alte lucruri, inclusiv indicația medicului anestezist. Și ce e important, dat fiind că foarte mulți sunt extrem de speriați de această intervenție chirurgicală, e foarte important să știe că, indiferent ce instrumente folosim sau așa, confortul lor nu ține de lucrurile astea. Confortul lor ține, în primul rând, de anestezie. Tehnicile de anestezie au evoluat într-atât încât pacienții nu simt durere în timpul intervenției chirurgicale și nici ulterior. Eu le explic întotdeauna pacienților mei că neplăcerile legate de această intervenție sunt pur și simplu date de cele 24-48 de ore post-operator în care sunt nevoiți să stea cu acele tampoane în nas. Ele sunt ușor neplăcute și greu de suportat, trebuie să respire omul doar pe gură și evident apare și o senzație de presiune la nivelul capului, dar nu există niciun fel de dureri locale. Deci, practic, post-operator, doar 48 de ore ai nevoie? Maxim 48 de ore de disconfort. Momentan folosim materiale pentru tamponament care sunt ușor de suportat și mai ales ușor de suportat când se extrag din nas. Și ăsta fiind un alt punct unde de obicei exista o oarecare suferință mai semnificativă. Dar în momentul ăsta extragerea tamponilor nu mai reprezintă așa o problemă și după aceea de la o zi la alta pacienții se vor simți mai bine, după câteva zile pot să-și vadă de viața lor, de treburile lor, de servici și așa mai departe. Vindecarea chirurgicală propriu-zisă durează ceva mai mult, însă durează aproximativ 3-4 săptămâni, poate și un pic mai mult în funcție de fiecare și de problemele fiecăruia. Există niște vârste la care nu ar fi recomandat, nu ar fi copii sau vârstnici? În general, la copii se evită intervenția chirurgicală până în 18 ani, fiindcă nu e crescut masivul facial și dacă umbli pe septul nazal, există posibilitatea ca lucrurile să nu mai crească cum trebuie în toată zona masivului facial. Sigur, când există o obstrucție extrem de importantă, se încearcă prin și chirurgical, dar prin nu o intervenție clasică propriu-zisă, se încearcă ameliorarea simptomatologiei până spre 18 ani. În rest, vârsta nu constituie un impediment pentru intervenția chirurgicală. Se pot opera oamenii până la vârste înaintate cu mențiunea că să nu aibă patologie asociată, să nu aibă probleme cardiace, probleme respiratorii severe, diabet, zaharat neechilibrat sau, mă rog, există multe alte patologii care contraindică o astfel de intervenție chirurgicală.